mai ales când e vorba de băutură. Sunt oameni care organizează Crăciunul, da, și fac invitațiile în forma asta pură, neauș. Bă, vii pe la mine? Vin! Hai că m-am pregătit, nebunule, ce la mine pe balcon. Ai făcut curat, ai făcut pom, n-am. Ba, ce nevastă mea. Da, am 6 lăți de bere și aici intervine obiectivul. Dacă nu le bem pe toate până le sfântuim, nu suntem proști, mă. De parcă e un obiectiv sportiv. Da, 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 da. Uite, da. Ionas, câtă bere bei de obicei? Nu beau bere niciodată. Te jur, n-am băut. Păi ce-am făcut, mă, fără bere, viața e pustiu? Păi tu nu lucrezi în domeniu. Ba da, dar nu cu bere, eu lucrez cu altceva, vodka, whisky, tequila. Am înțeles. Dar ce, n-am ce băut bere niciodată bere pentru că... Niciodată n-ai băut bere? Nu, 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 nu pot. O bere, mă. Am încercat. Hai, nu pun... Dar nu pot. Te pune atac să mă ui degetul. Nici atunci, eu mă iam direct în vișinată, în țuică. Bere, bă, bere, aliment. Ai aliment, mă? Poți. Păi, ai, eu... Și, am și uite, eu mă duc cu memelul acum, mâncăm două, trei fripturi. Nu pot, nu-mi place nici măcar mirosul. Nu-ți place mie? Da, nici nu știam. Când o să ai copii, o să vezi că berea e bună la lactație. Bă, dă-te de aici, mă. Am cunoscut niște doamne care așa... Stimulează lactația. Sau pietre la rinichi. La, da, da, pentru da, că curăță ăsta, îți curăță rinichi. Adică să înțeleg este, că berea e un fel de... Panaceu, panaceu. Am înțeles. Da, și e aici... medicamente, de la farmacie, în curând o să dea la farmacie. Aici... Dați-mi două beri mici, cam o... Aici intervin scuzele celebre, inventate desigur de bărbați. E. Dar după caz și de femei. Ce scuze? De, după asta cu rinichi, deci întotdeauna când e un pic drojdit, când e un pic drojdit, el zice, mă, n-am vrut să beau, dar am o piatră acum, mi-a plecat și mi-a zis doctorul să beau lichide. Păi bea, bă, apă. Nu, no, no, apa nu... Trebuie să aibă și consistență, nu e? Te bagi peste no. Carol Davila, mă, no. Ce ai, mă? Da, mă, ca, mă. Dacă miroase a țuică, sau pe vremea noastră, dacă mirosea un pic a țuică și venea în vizită deja a trăvit, da, zicea, bă, ce scuze, mă doare o măsea. Bravo, o știu pe asta. Vezi, medica, păi te pui cu stomatologi. Păi nu poți să... La femei altfel, dacă mirosea un pic a bere, zicea, mi-am pus părul pe bigudiuri cu bere, că mi-am n-am pus avut niște spumă, de, da, să miros un pic, dar nu e de la, e din cap, nu e de aici, da, e și de m-a aici. Și m-a prins un pic ploaia, da, da. De-aia nu miroase a perhidrol, miroase a... e foarte bine, deci asta este un considerent estetic. Deci ai avut medical. Da? Și considerentul estetic. Eu mi-am pus părul pe bigudiu. Există și, cum să spun, scuza poligraf. Înțelegi? Nu înțeleg. Ăla care vine în patru labe acasă și când îl treabă nevasta cât a băut, îi zice, două beri, fă testul dacă nu crezi. Adică ce mint? Pur și simplu. Știi că fiul meu a crescut cu expresia asta? Care? Uite, tati, două minți. Cum? Uite, tati, două minți. Cât ai băut? Două minți. Minți. Ai înțeles? Bun. Da. Hai să mergem până la meteo, unde da, niciodată nu s-a rostit vreo minciună. Vai de mine, dar nicio scuză. Dar nici măcar nu. Pentru că baletista nu... Și luăm legătura și...